Sănătate și bună dispoziție tuturor, dragii mei! Crina Matei sunt, actrița a Teatrului Stella Popescu din București și iată că săptămâna autorilor români continuă. Astăzi m-am oprit la un scriitor foarte interesant. Ion Pribeagu se numește el. Este un pseudonim literar, pentru că autorul nostru, cel care a scris acest volum mic și al dracului, este un scriitor revendicat deopotrivă și de români, dar și de evrei, pentru că numele real al autorului este Isaac Lazarovici. S-a născut la 27 octombrie 1887 în Sulița Moldovei, într-o familie de evrei săraci, și avea să schimbe multe nume până să ajungă la semnificativul Ion Pribeagu. Trebuie să știm despre el că a fost unul dintre autorii, dintre scriitorii pe care Constantin Tănase, marele comic Constantin Tănase, i-a ținut pe lângă el. I-a rostit foarte multe dintre texte. Să vedem ce s-a întâmplat însă cu calul lui Guță. Într-o crâjmă întătăraș, doi geambași, Ion și Guță, stau de vorbă, cum vă spun, și pe masă-i o sticluță cu vin bun. Măi, a zis Ion din greu, dacă vrei, îți vând calul meu. Și căruța poți să o iei, are roți din lemn de tei și îmi dai 10.000 de lei. Vrei? Uite banii, s-a făcut, zise foarte vesel Guță. Iar Ion, satisfăcut, îi ia braș, a mai dat încă o sticluță al dămaș. A trecut ce-a mai trecut. Măi, Ioane, întreabă Guță, calul ce mi l-ai vândut, ce la sur? Spune-mi, n-are vreun cusur? Ce cusur să aibă, frate? E un cal și jumătate, sânge pur. Dar când e să urce dealul, a întrebat Guță banal, urcă dealul domnul cal? Urcă! Însă dealul-i deal, înalt și drept. De-aia e bine, dragă Guță, să te dai jos din căruță, înțelept. Și ținându-l de dârloagă ușurel, tragi de el și urcă dealul ziua întreagă. Dar la vale merge? Zboară, zice Ion privind afară. Nici nu-l vezi în zbor când vine și se aține pe coline, însă vezi, tot e mai bine, dragă Guță, să te dai jos din căruță, să-i apuci tu sfoarele, ții și roata o lecuță, ca să nu vie căruța să-i rupă picioarele. Dar la șes, e o grozăvie, fuge, parcă e o stafie, parcă e o arătare, uite-o mică, uite-o mare, ce se pierde în depărtare. Dar mai bine, cum să-ți spui, dragă Guță, să te dai jos din căruță, să mergi tu înaintea lui cu grăunzele de sagă, că atunci, uța-uța, vin și calul și căruța după tine, fără șagă. Văd că nu ne-am înțeles, zice melancolic Guță. Dacă e cum zici, matale, că mă dau jos din căruță și la deal, dar și la vale, dar și mai ales la șes, atunci, pentru Dumnezeu, în căruță, când stau eu? Ești o mare găgăuță, a răspuns Ion cu grabă. Păi, când stă calul în grajd, măiguță, te așezi tu în căruță, și cum nu ai altă treabă, stai acolo ziua întreagă, Guță dragă, fără șagă. Calul lui Guță, de Ion Pribeagu, din volumul Mic și al Dracului.
Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, Crina Matei sunt, vă ofer și astăzi o îmbrățișare. Vă spun și mulțumesc celor care ați acceptat invitația noastră și ați fost în sala de spectacole la cele două reprezentații pe care le-am avut până acum. Vă dau întâlnire pe data viitoare și vă doresc toate cele bune. La revedere!